Oamenii de creație din orașul Glodeni l-au omageat astăzi pe Grigore Vieră în cadrul unei ore literare care s-a desfășurat în incinta Bibliotecii Publice Vasile Coroban. Astăzi, marele poet ar fi împlinit 76 de ani. Poetul s-a stins din viață pe 18 ianuarie 2009, după ce a fost implicat într-un accident rutier. Astăzi, ziua poetului, bibliotecarii și elevii din orașul Glodeni au organizat o oră de creație în memoria marelui poet. Cărțile lui Grigore Vieră sunt foarte solicitate în bibliotecă, deoarece el este studiat și după programul de studiu, dar el cred că el poate fi citit numai când este, deci, recomandat de profesor, dar în orice clipă, când ai ceva pe suflet, fie vesel, fie trist, dar poți să-l recitești pe Grigore Vieră. Versurile sale au fost mereu omagiu poporului, limbii, neamului și nu în ultimul rând mamei. Astăzi, rânduri din poezia poetului au răsunat în recitalul elevilor de la instituțiile de învățământ locale. Grigore Vieru, precum și cunoaștem toți, a fost și este și va fi un etalon, o carte de vizită a Republicii Moldova prin operile sale, prin simbolurile, prin metaforile sale care le-a folosit în opere. El este un geniu pentru mine, dar pentru orice om din țară. Eu viața întreagă am visat să trec Prutul, a spus Grigore Vieru în 1973 la prima sa vizită în România. În anul 2000 a primit din partea Guvernului României medalia Eminescu 150 de ani de la naștere. Visul poetului era unirea Moldovei cu România. În prezent, unul din bulevardele capitalei și mai multe licee din țară îi poartă numele. Diana Zăporojan, Luca Moldovanu, pentru știri. Asta ce e bun de tine, pentru mine zi, îți doare cerul, stele, scâmpă, pământ, ori mi-e și